Judecătoarea Curții Supreme de Justiție, Mariana Ursachi, care a indicat anterior în declarația sa de avere un Porsche Cayenne de numai 11.000 de lei, a picat evaluarea integrității financiare și etice. Aceasta nu s-a prezentat la nicio ședință a Comisiei de Vetting, iar în final, membrii acesteia au stabilit că judecătoarea nu corespunde criteriilor de integritate. Raportul urmează să fie transmis Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide dacă îl aprobă, iar în cazul în care va fi aprobat, Mariana Ursachi va trebui să plece din sistemul judecătoresc. Am primit de la doamna Ursachi o cerere ca evaluarea dumneiei să fie reluată sau că membrul comisiei, William Brower, să nu participe la evaluarea dumneiei. Motivarea acestei cereri a fost faptul că domnul Brower s-a alăturat recent comisiei. Comisia a luat în considerare cererea dumneiei și a respins-o. Solicitarea evaluării sale în absența unui membru al Comisiei Vetting nu a fost singura cerință înaintată de Mariana Ursachi. În perioada septembrie-noiembrie 2023, Comisia a adresat 3 runde de întrebări doamnei Ursachi. Dumnei a cerut extinderea termenului limită pentru a răspunde la prima și a treia rundă de întrebări, iar această extindere i-a fost acordată de Comisie. Deși a avut mai multe solicitări, aceasta nu s-a prezentat la ședință, fiind invitată de 4 ori. În final, Comisia de Vetting, cea de evaluare a judecătorilor, a anunțat că judecătoarea nu a promovat evaluarea externă din cauza neconformității cu criteriile de integritate stabilite de lege, potrivit Victoriei Timuș-Loza, reprezentanta Comisiei Vetting. Pentru evaluarea integrității financiare, perioada de analiză a fost de până la 12 ani, în funcție de criteriul specific din lege. Comisia a examinat respectarea regimului fiscal de achitare a impozitelor și de declarare a averii și intereselor personale, a analizat modul de dobândire a bunurilor din proprietate sau posesie, precum și cheltuielile legate de întreținerea acestora, dar și sursele de venit. În ceea ce privește evaluarea integrității etice, perioada analizată a fost de până la 10 ani. Comisia a verificat dacă judecătoarea a avut comportamente arbitrare sau conflicte de interese incompatibile cu funcția deținută. Comisia de Vetting a finalizat evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, iar acum membrii vor supune evaluării toți candidații pentru funcția de judecător CSJ până la ocuparea tuturor posturilor vacante în cadrul instituției. Judecătoarea Mariana Ursachi a devenit cunoscută opiniei publice după ce presa a scris despre faptul că a indicat în declarația sa de avere pentru anul 2015 un Porsche Cayenne, o mașină luxoasă care costă doar 11.000 de lei. Ca urmare, Autoritatea Națională de Integritate a început un control pe numele magistratei, ea argumentând ulterior că automobilul era în stare avariată și din acest motiv a costat atât de puțin, dar membrii ANI au clasat în 2016 cauza, constatând că magistrata a încălcat neintenționat regimul juridic al declarării veniturilor și proprietății. În martie 2022, judecătoarea a ajuns din nou în vizorul ANI după ce a fost identificată o diferență de aproximativ 680.000 de lei între venituri și cheltuieli. Totuși, actul inspectorilor de integritate a fost anulat de Curtea de Apel Chișinău în noiembrie 2023.